Volei Municipal Zalău va evolua luni pe terenul formației știința explorării Baia Mare într-un meci contând pentru etapa 7 a diviziei A1 la volei masculin. Situată pe locul 2 în clasament după eșecul de pe teren propriu cu Tomis Constanța, volei municipal Zalău este obligată să se impună luni în deplasarea de la Baia Mare pentru a fi sigură că își păstrează poziția în clasament. Vicecampioana se află la egalitate de puncte cu ocupanta locului 3, Universitatea Craiova, care joacă în etapa din acest weekend pe terenul celor de la CSM București. Știința Explorer Baia Mare are un lot schimbat în mare parte față de anul trecut, iar pe teren propriu este o echipă cât se poate de incomodă. Au făcut multe este o echipă bună, o tratăm cu foarte mult respect, ne pregătim încă după meciul cu Constanța strict pentru această partidă, mergem bineînțeles pentru victorie, să acumulăm trei puncte și sper ca băieții să învețe din greșelile pe care le-am făcut în meciul cu Constanța și să jucăm un joc bun la Baia Mare, care să ne aducă victorie. Bogdan Nicolae recunoaște că formația zăloană ar fi putut obține mai multe de la partida cu echipa campioană, însă prestația jucătorilor zăloani a lăsat de dorit în momentele importante ale jocului cu Tomis Constanța. Și eu cu domnul Stoie ne-am dorit și așa am sperat chiar și la încălzire când am văzut băieții că au început să dea bine în minge, au intrat servicii, a intrat atac și cei de la Constanța erau un pic surprinși și s-a văzut presiunea și pe ei. Deci nici nu ne-a trecut prin cap că măcar un set să luăm sau de ce nu un punct, care a fost și obiectivul nostru până la urmă. Sigur, trecem peste, a fost doar un meci și ne concentrăm la meciul de luni cu Baia. În sezonul trecut, zălăoanii s-au impus cu 3 la 0 pe terenul formației Băimărene, însă formația Maramureșană și-a luat revanșa în penultima partidă a sezonului regulat, câștigând cu 3 la 1 duelul de la Zalău. Cele două formații s-au duelat și în prima fază a play-off-ului zălăoanii, câștigând cu 2 la 1 la general, după ce Baia Mare s-a impus cu 3 la 1 în primul meci, disputat chiar în sala sporturilor din Zalău. Partida dintre știința explorări Baia Mare și volei municipal Zalău este programată luni de la ora 18 în sala polivalentă la Scărpană din baia mare.